Noul prefect Cristian Rujan s-a pus la punct cu activitatea prefecturii Gorj și deja începe să ia măsuri. Primii vizați sunt secretarii din comunele gorjene. La Ionești va ajunge corpul de control după ce responsabilul pe probleme de legalitate a actelor refuză orice dialog. Este o situație mai aparte, să zic așa, din păcate spun asta, la comuna Ionești. Secretarul comunei Ionești este cercetat de către Comisia de disciplina instituției prefectului pentru nerespectarea atribuțiilor de serviciu. Mai exact, domnul secretar refuză să trimită de o bună perioadă de timp hotărârile de Consiliul Local și dispozițiile primarului. Asta după ce colegii mei au încercat în nenumărate rânduri să ia legătura cu dumnealui, fără niciun rezultat însă, nu răspunde la telefon, nu putem să luăm legătura cu dumnealui, așa că s-au văzut nevoiți să-l cerceteze disciplinar. Trebuie spus că domnia sa a mai primit sancțiuni de la colegii mei de la Comisia de Disciplină, a primit o mustrare scrisă în 2018, iar la începutul acestui an a mai fost sancționat cu tăierea drepturilor salariale cu 10% pe o perioadă de o lună. Controale vor fi și la restul primăriilor, pentru că există și alte unități administrative cu probleme. Tot corpul de control va efectua verificări. Din păcate, spun că nu este un caz singular. Mai sunt situații de acest gen. Domnul prefect a trasat sarcini clare juriștilor să-i prezinte activitatea tuturor secretarilor unităților administrativ-teritoriale din județ, iar acolo unde se constată că sunt situații de genul acesta, că sunt întârzieri de, pe parte de comunicare cu prefectura, domnul prefect a spus clar că vor fi controle ale corpului de control la toate primăriile unde sunt astfel de situații, iar secretarii vor fi sancționați. Secretarul din Ionești riscă să-și piardă chiar și locul de muncă.